Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a întrebat la ședința de instruire privind implementarea dosarului electronic cum va putea rezolva criza de registrator medical din Unitatea Sanitară Romașcană. La această oră, Spitalul Romașcan nu poate înregistra în sistemul electronic biletele de externare ale bolnavilor și din cauza faptului că nu deține un sistem informatic ultraperformant și din cauza faptului că nu are suficient personal. La externare noi dăm un bilet de externare. Biletul de externare este scris de mână, nu este scris la calculator. Încă nu avem sistemul informatic pus la punct în care să dăm efectiv toate datele. Și atunci noi ar trebui cineva, presupun că registratorul, asistentul, că încă nu știm cine, că am întrebat și noi, domnule, da, personal, de unde? Trebuie să angajezi, nu? Ca să angajezi personal îți trebuie bani, să-i plătești. Vă descurcați, a fost răspunsul. Noi ar trebui cineva să introducă, să bată la calculator și biletul de externare, să facă și scrisoarea medicală. Acum, analizele n-ar fi o problemă că acestea face exportul din CUI în dosarul electronic în DIAS. Deci cam, plus că trebuie să introduce radiografiile, tot introdus de mână, că nu le ai pe sistem informatic, alte explorări, tot, examenele de intersecție, ești internat pe ortopedie, ai un consult cardiologic, ai un consult chirurgical și toate astea trebuie să introduse tot de mână, nu? Bătute la calculator de registrator. Păi și atunci registratorul câte se mai facă? În acest moment, Spitalul Roman are încadrați un număr de 21 de registratori, unii dintre aceștia având jumătate de normă într-o secție și altă jumătate în altă secție. Există posibilitatea ca oricât de bine organizați vor fi aceștia să nu poate face față în totalitate obligațiilor de înregistrare a datelor în dosarul electronic. Angajarea mai multor registratori nu va fi posibilă din cauza posibilităților limitate de a se încadra în fondul de salarii alocat.